Concluzionăm această sintetică trecere în revista primei epistole către Corinteni cu alte câteva tulburătoare descoperiri ale învierii. Moartea este despărțirea de trup, dar nu sfârșitul persoanei, care continuă să existe, pentru că sufletul nu moare. Adevăratul sine merge să fie în prezența Domnului pe veci. Iată realitatea valabilă pentru oricine este un copil al lui Dumnezeu. Trupul cel făcut din țărână se întoarce în țărână, dar tu, cel adevărat, continui să existi. Dacă ești mântuit, ești unit cu Hristos și ai siguranța învierii într-un trup care nu va mai cunoaște corupție și moarte și care va fi veșnic în prezența Dumnezeirii. Misterul vieții este mai mare decât misterul morții. Trupul care i s-a dat lui Adam, din care ne tragem, a devenit prin păcat și a rămas de-a lungul mileniilor supus morții. Dar trupurile noastre înviate nu vor mai gusta moartea niciodată, pentru că nu va mai exista moarte. Pavel afirmă clar că aceasta este o taină, dată pe față în Noul Testament. Nu poți desluși un mister pe calea simțurilor sau a imaginației. Numai Dumnezeu poate descifra și revela tainele. Iar misterul în acest caz, pentru credincioși, este următorul. Aproape fiecare, dar nu toți, vom coborâ prin ușa morții. Dar fie că vom trece sau nu prin moarte, fiecare trebuie să fim schimbați. Înainte să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu, vom fi transformați. Și asta se va întâmpla într-un moment, cât o clipire din ochi. Când va suna ultima trâmbiță, Iisus îi va chema pe morți înapoi la viață și nu vor mai muri niciodată. Dacă ar fi să mergem în cer cu trupurile noastre vechi, am rata multe dintre lucrurile extraordinare de acolo. Deci, e chiar necesar ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire, cum scrie în 1 Corinteni 15, versetul 53. Moartea va fi înghițită de biruință, afirmă Pavel mai departe, citând din Vechiul Testament. Este vorba de biruința măreață și veșnică a învierii Domnului Iisus. El a înfrânt, a zdrobit moartea, care și-a pierdut puterea și armele. Păcatul nu va mai avea putere asupra noastră. Să fim cinstiți, nu ne place să ne gândim la moarte, dar Iisus Hristos ne-a ușurat sarcina și a trasat calea de abordare. El a trecut pe ușa morții pentru noi și ne spune fiecăruia, sunt păstorul tău. Adu-ți aminte, eu nu doar că te conduc prin viața aceasta, ci îți voi fi alături și când treci prin valea umbrei morții și voi fi cu tine până ajungi în veșnicie. Așa că precum un copilaș care se teme, agață-te de mâna lui străpunsă și lasă-l să te poarte și să te conducă în toate cele, până pe partea cealaltă. În Hristos avem viață din belșug și veșnică și asta datorită faptului că Domnul nostru a biruit moartea. Acesta este cel mai valoros și măreț adevăr al credinței creștine. După care, Apostolul Pavel ne provoacă pe fiecare și pe toți. Iubiți-vă unii pe alții, pentru că aceasta este dovada că sunteți mântuiți. Dacă îl iubiți pe Domnul Iisus Hristos, îi veți iubi și pe Sfinții Lui. Pe această notă înaltă a iubirii, Pavel își ia la revedere de la Corinteni și de la noi și noi de la dumneavoastră.